Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În luna martie sărbătorim Darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu pentru noi bărbații, Darul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta, și anume femeia. Femeia este un dar de la Domnul și avem mame, avem soții, avem fiice, unii dintre noi, și prețuim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dar în contextul acesta în care suntem, am vrea să vorbim și să vorbim despre darul acesta lui Dumnezeu numit femeia, dar aș vrea să-l punem în context, acest subiect. Este, da, 8 martie, vă spunem tuturor la mulți ani și vă dorim toate cele bune. Dar ne gândim la faptul că în jurul nostru există suferință. De aceea tema emisiunii este femeia biruitoare în încercări. Și am ales cu grijă invitata pentru această discuție, în acest dialog. Și anume Ronela Faur din Arad. Și mă bucur să fim în seara aceasta în acest dialog și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm un subiect care nu este foarte ușor. Bună seara! În primul rând vă mulțumesc pentru această invitație, mă simt onorată și da, într-adevăr nu este deloc ușor să intri în cel mai ascuns ungher al sufletului tău și să scoți la lumină întâmplări, fapte și practic viața unui om. Dar pentru că n-ați mai fost în emisiune și poate unii nu vă cunosc, aș vrea să ne spuneți ceva despre cine este Ronela Faur, pentru că aș vrea să înțeleagă telespectatorii noștri contextul de unde veniți, ceea ce faceți. Mă numesc Ronela Faur, după cum ați spus, am 53 de ani, sunt mamă, bunică și actualmente văduvă. Am avut doi copii, Răzvan, care ar fi avut 33 de ani, și Flavia, care are 31 de ani. Însă, actualmente am doar pe Flavia, pe fiica mea, și de la ea am doi nepoți, un băiețel de 10 ani și o fetiță de 8 ani. Sunt cea mai frumoasă binecuvântare cu care Dumnezeu m-a binecuvântat după cea mai grea perioadă a vieții mele. Ca și meserie, lucrez în cadrul oftalmologiei pe partea de optometrie, am două cabinete medicale în Arad, deci sunt și om de afaceri, sunt foarte activă, sunt foarte implicată în biserica în care activez, sunt liderul unui grup mic de femei cu care ne întâlnim săptămânal și cu care studiem foarte mult din scriptură și încercăm să creștem spiritual în credință și în fapte bune, în facere de bine a oamenilor, în a întinde o mână unor oameni care sunt în nevoi și necazuri. Și de asemenea am o emisiune de sănătate, pentru că fiind pe parte de sănătate, mi-am propus eu să încerc să îmbătrânesc frumos și sănătos și încerc prin această emisiune săptămânal, o oră pe săptămână, să-mi învăț și ascultătorii și cei care își doresc să-și păstreze o sănătate, pentru că degeaba avem de toate în această viață dacă ne pierdem sănătatea și credința. Sunt cele mai importante lucruri pe care, dacă le avem în viața noastră, putem să depășim multe din încercările vieții. Deci asta sunt eu, un om în plină acțiune. Vă mulțumesc mult pentru această prezentare, vă dorim să vă bucurați de fiică și de nepoți și să aveți mult succes în toată activitatea pe care o faceți și pe această cale cu emisiunea de sănătate. Cred că este o emisiune benefică pentru ascultători și vă felicit pentru toată activitatea pe care o aveți și vă doresc succes în toate. Care sunt încercările de care ați avut parte în viață? Și vreau să apreciez faptul că ați acceptat să vorbiți despre ele, pentru că unele dintre încercări nu vrem să ne mai aducem aminte, dar în seara aceasta mulțumesc pentru faptul că ați fost gata să vorbiți despre aceste încercări. Care au fost încercările de care ați avut parte?
Este greu să intri în aceste subiecte, pe mine mă tulbură foarte mult, dar dacă prin tot ceea ce voi povesti în această seară cu dumneavoastră pot să fiu de folos, măcar unui suflet, înseamnă că emisiunea noastră și-a atins scopul. Până la vârsta de 41 de ani, m-am considerat una dintre cele mai binecuvântate femei. Parcă tot ce făceam, pe tot ce puneam împreună mâna cu soțul meu, cu familia, toate ieșau, toate erau bune și frumoase. Am avut harul să cresc într-o familie de creștini și părinții și bunicii mei să fie creștini. După cum noi am avut o scurtă discuție, bunicul meu a fost primul pastor cu teologie baptistă, prima generație de păstori și el este cel care m-a crescut de la vârsta de 3 luni de zile. Un om minunat de la care eu am învățat extraordinar de multe lucruri. Un om despre care am văzut că în fiecare dimineață citește Scriptura, cântă, se roagă, deci pentru el fiecare dimineață începea cu închinare. Este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am învățat de la bunicul meu. Și răbdarea, calmul lui, pe care mi-am dat seama după ani de zile că încerc să le perpetuez și eu mai departe. Revenind la vârsta de 41 de ani, una din întâmplările frumoase a fost căsătoria fiicei noastre. Și eram foarte fericiți că avem o nuntă în familie, suntem toată familia împreună. Dar exact la o lună de la nunta fiicei noastre, într-o duminică seara, târziu, primim un telefon. Băiatul nostru venise de la biserică foarte fericit și plecase cu mașina la prietena lui. Să-i dea niște vești minunate. Făcusem în acea zi împărțiala. Fiind fiica noastră căsătorită și întoarsă recent din voiajul de nuntă, am hotărât ce vom da fiicei noastre și ce vom da fiului nostru. Dar Dumnezeu a schimbat într-o secundă planurile. El a avut un accident și în acel accident a murit. A fost cea mai cuplită veste de care am avut parte, a fost cel mai greu moment al vieții mele, în care nu știai cum să reacționezi. Erai blocat, erai șocat cu totul, pentru că să-ți pierzi un copil la vârsta de 22 de ani, să-l crești până acolo nu este deloc ușor. Și greul de-abia atunci a început. Atunci toată familia am fost strâns uniți la acel eveniment, toți prietenii noștri, biserica din care făceam parte. Dar în acele momente, sincer, eu am crezut că nu voi putea depăși acel moment. Și nu doar eu am crezut acel lucru, ci și multe dintre persoanele din jurul meu nu mi-au dat șanse. Medicii în acea perioadă m-au sfătuit să merg la psiholog, la psihiatru, să încep să iau antidepresive. Și nu am putut să fac acest lucru. Am încercat să îmi pun toată încrederea în Domnul. Și nu am refuzat să iau acele antidepresive. În următorul an ar fi trebuit să împlinesc 25 de ani de căsnicie împreună cu soțul meu. Și în toată această perioadă noi ne încurajam reciproc. Mi-a fost întotdeauna în cei 25 de ani de căsnicie mi-a fost cel mai puternic sprijin. Prietenii noștri cei mai buni mi-au făcut cadou 10 zile de concediu pentru acea aniversare, deși eram atât de îndurerați după moartea băiatului nostru. Și acolo, în acele 10 zile, eram atât de strâns uniți unul cu celălalt, ne bizuiam atât de mult unul pe celălalt. Am reușit să povestim foarte multe lucruri din viața noastră, liniștiți, în liniște, fără să sune telefoanele și să fim deranjați. Am avut parte de un timp binecuvântat în acele zile. La o săptămână de la întoarcerea noastră din concediul, soțul meu moare în urma unui șoc anafilactic, fiind înțepat de o albină în carotidă. Erau exact 11 luni de la moartea băiatului. Vă dați seama ca și cântarea care spune când am ajuns la mal, a mai venit un val. La mine n-a fost val, a fost taifun. Pentru că în acele momente am pierdut partea bărbătească, soț și băiat. Și în acel moment am strigat atât de tare către Dumnezeu.
câteva ore am avut posibilitatea să stăm în spital, să încercăm să-l readucem înapoi la viață. Au fost momentele în care s-au adunat în spital, a fost o sâmbătă după masa, mulți dintre prietenii noștri au fost la o nuntă, au venit de la acea nuntă acolo cu noi în spital. Și nu vreți să știți pe holurile spitalului ce momente de rugăciune s-au făcut, în care îi ceream lui Dumnezeu dacă este posibil să-mi redea înapoi. În momentul în care una dintre colegele mele doctorițe m-a chemat înapoi în reanimare și spus că este momentul în care pot să-mi iau rămas bun de la el, atunci mi-am ridicat ochii către cer și am spus lui Dumnezeu: Tată bun, dacă tu mi-l iei acum, să știi că toată încrederea mea și speranța mea rămâne în tine. Eu nu voi alerga la oameni. Pentru tot ce voi avea nevoie de acum înainte, îți voi cere cu îndrăzneală ție, Tată bun. Și din nou, după această pierdere, medicii din nou m-au trimis la psihiatru, la psiholog. Am refuzat din nou să iau antidepresivele și le-am spus și de data aceasta: Dumnezeul meu este mai mare decât problema mea. Așadar, astea sunt cele două încercări cumplite prin care eu am trecut într-o perioadă de 11 luni. Asta s-a întâmplat acum 10 și acum 11 ani. Deci au trecut 10-11 ani de când Dumnezeu v-a trecut prin, aș putea să spun, un cuptor imens al încercării. Și cum ați mărturisit, n-a fost ușor, dar e de admirat faptul că ați reușit să vă reafirmați credința în Domnul. Și m-am dus și cu gândul la ce spuneați despre bunicul dumneavoastră, sau străbunic, bunicul, legat de modul în care investiția pe care o faci din copilărie poate să aducă rezultate peste ani și chiar în momentele cele mai dificile. Care au fost, când ați fost în încercări, prin ce stări sufletești ați trecut, cu siguranță, dacă puteți să ne spuneți, nu vreau să forțez nota într-o anumită direcție, dar aș vrea și apreciez mult vulnerabilizarea de care ați dat dovadă și care au fost acele stări prin care ați trecut. Vă dați seama că disperare, tristețe de multe, suferință sufletească și trupească, nu mi-am putut da seama că pot să trec prin asemenea dureri trupești. În acele momente, pentru o perioadă de 2 ani de zile, corpul meu m-a durut îngrozitor, ca și cum aș fi primit niște bătăi cumplite. Deci n-am avut parte din corp care să nu mă doară. Mergeam, ieșeam în oraș și erau momente în care, din cauza durerii sufletești, pur și simplu îmi curgeau firicele de sânge din frunte. Erau niște dureri cumplite. Nu mai simțeam că vine ceva cald și îmi dădeam seama ce s-a întâmplat. Și în acele momente, vă dați seama că m-am și revoltat împotriva lui Dumnezeu. M-am certat un picuț cu el în perioadă scurtă și am întrebat: Doamne, de ce eu trebuie să trec prin aceste încercări? Dar această revoltă nu a durat foarte mult. Revin apoi la bunicul, pentru că mi-am adus aminte de încrederea lui în perioada războiului, când el a fost 7 ani prizonier în Crimea. Și poveștile lui despre acea perioadă extrem de grea, în care nu aveau mâncare, nu aveau căldură, nu aveau nimic. Și ce mult a însemnat atunci încrederea în Dumnezeu. Am reînceput să citesc în acea perioadă Iov și mi-am reamintit, exact ca și Iov, că dacă în binecuvântări mi-a fost atât de ușor să-L slăvesc pe Dumnezeu,
Acum este o perioadă în care Dumnezeu a lăsat încercarea în viața mea. Și eu ce fac în această încercare? Îi întorc spatele lui Dumnezeu? Îmi ignor credința? Și am zis, nu, nu este posibil. Am să-mi pun din nou încrederea în Dumnezeu și exact așa cum i-am cerut, El îmi va arăta că este bun și credincios și El nu mă va părăsi niciodată. În încercare, scopul lui Dumnezeu este să creștem cât mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său. Apoi, credința credinciosului autentic este dovedită prin încercările prin care trece. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu răsplată. Dumnezeu mi-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a rezista și El a pregătit și mijlocul de a ieși din această încercare. Și am să citesc din 1 Corinteni 10 cu 13, în care se spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. În acele momente, cuvântul lui Dumnezeu și harul arătat, nu avem timpul necesar să povestim prin câte situații limită am trecut în acea perioadă și cum Dumnezeu, de fiecare dată, în ultimul moment, am deschis de ușa și nu m-a abandonat. În această perioadă de văduvie, Dumnezeu nu m-a abandonat. Dacă oamenii au făcut-o, El mi-a arătat că este bun și credincios și exact cum lui Iov i-a dat înzecit și însutit. Tot la fel consider că am primit și eu din partea lui Dumnezeu, chiar dacă am găduit aceste încercări în viața mea. Nu vreau să insinuez și doar vreau să întreb dacă ați avut și momente de poate îndoială sau întrebări sau înțeleg că pe de o parte sau sigur ați avut un sentiment puternic că Dumnezeu este în control și ați avut încredere în El. Dar asta a fost o chestiune permanentă sau au mai fost și momente în care au fost întrebări, n-aș vrea să sugerez îndoiel, dar poate să fie și ceva de genul acesta, dacă au fost, întreb. Da, v-am spus că prima perioadă un picuț m-am revoltat cel mai mult după moartea băiatului. Atunci mi-a fost foarte, foarte greu să înțeleg de ce a îngăduit Dumnezeu, pentru că împreună cu soțul meu am fost așa, motorașul bisericii. Absolut tot ce s-a întâmplat în biserică, o grămadă de mese, deci se știa că la noi în casă, dacă veneau musafiri la biserică, casa noastră era întotdeauna deschisă. Asta am văzut la părinții mei, am văzut la bunicii mei, deci am perpetuat și această moștenire în a fi ospitalieri, în a sări întotdeauna dacă era cazul de ceva ajutor vis-a-vis de biserică. Și atunci, normal că dacă ai avut până la 41 de ani enorm de multe binecuvântări și nu a fost nicio încercare foarte grea, da, a fost social revoltă și acea ceartă puțin, dar m-a spus, n-a durat foarte mult, pentru că în acea perioadă, dacă tu continui acel lucru, poți foarte ușor să cazi de la credință. Deci în clipa când lași îndoiala să te stăpânească sufletul, în clipa în care lași frica să te stăpânească, tu nu mai judeci foarte logic și de acolo încolo este o linie foarte fină în care, da, într-adevăr, poți să-ți pierzi credința și o vedem la o grămadă de oameni în jurul nostru când trec prin încercări mult mai ușoare. Abandonează credința și dau vina pe Dumnezeu că de ce a îngăduit Dumnezeu, de ce a lăsat să li se întâmple acel lucru. Foarte interesant că Apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, și pacea lui Hristos vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul vostru.
Domnul nostru și foarte frumos cum ați relatat prin exemplificare faptul că, da, ele vin, dar depinde dacă le lași să rămână acolo. Dacă te întorci spre adevărul lui Dumnezeu, acest lucru îți dă puterea, forța să mergi mai departe. Cum se înțelege suferința, nu de pe margine, știți? Cred că sunt oameni care scriu despre suferință dintr-o perspectivă filozofică. Sunt unii care se uită la suferințele altora. Dar cum se înțelege suferința din mijlocul cuptorului, din mijlocul tensiunii care există acolo, prin trecerea prin suferință? Cum ați înțeles dumneavoastră suferința? Haideți că revin înapoi la Biblie și o să citesc din Ieremia 3:25. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Revenind înapoi la bunicul meu și la tot ceea ce am văzut la el și știindu-i acea suferință din timpul războiului, aveam o dorință de copil mic. Ca Dumnezeu să facă ceva special în viața mea. Și până la vârsta de 41 de ani, eu n-am înțeles, n-am simțit că prin acele binecuvântări acel era acel special pe care eu îl cerusem lui Dumnezeu. În clipa când am trecut prin suferință, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să lucreze ceva și cu această suferință a mea să lucreze mai departe, să ajute, să poată să încurajeze. Iată că astea le vedem abia acum, după atâția ani de zile. Dar revenim la suferință. Ceea ce am experimentat a fost exact tot la filmul Leg de Iov. Întrebări fără sens ale prietenilor. Cu ce ai păcătuit de Dumnezeu te-a pedepsit în asemenea hal? Au fost întrebări foarte grele. În acea perioadă am pierdut foarte mare parte dintre prieteni. Dacă până acolo, în clipa când în casa noastră se râdea și era bucurie, era bine în casa noastră, din momentul în care am rămas singură, am constatat că puneam o singură farfurie și un singur tacăm la masă. Nu că n-aș fi avut să dau și altcuiva. Dar lumea mă ocolea. A fost unul dintre cele mai grele sentimente. După pierderile, după suferința mea sufletească care era, în acele momente aș fi avut nevoie de alinare, de încurajare. Aș fi avut nevoie să știu că cineva se roagă pentru mine. Dar am înțeles mult mai târziu. Oamenilor, să știți, le-a fost și groază. Știind că este atât de mare durerea și că s-au întâmplat atâtea evenimente în acea perioadă, inclusiv în orașul nostru, s-a vorbit, voi așa orașul, uite ce s-a întâmplat, să piardă și un copil și un sos într-o perioadă de 11 luni. Deci a fost foarte mediatizat cazul meu. Dar lumea în acea perioadă s-a depărtat. Și mă simțeam ca o persoană care poate am ciumă, ziceam. De ce? Mergeam pe stradă și dacă unul dintre cunoscuți mă vedea, intra în primul magazin, se apleca, se făcea că își leagă și retul sau trecea strada, deci îi vedeam că mă evită. A fost extrem de greu acel lucru. Și acum, fiindcă mi-ați dat posibilitatea, dau un sfat, dragilor, dacă aveți persoane care trec prin încercări, prin suferință, dacă nu știți să le spuneți cuvinte de încurajare, să știți că este suficient în clipa când treceți pe lângă ei, să pui o mână pe acea persoană și să-i spui, mă voi ruga pentru tine. Este unul dintre cele mai înțelepte lucruri pe care poți să le faci și prin rugăciunea ta, acel om va putea avea pace și nu se va simți abandonat sau un om care are o boală urâtă. Deci, ați înțeles că suferința este o durere, nu doar o durere a trupului, dar este o durere imensă a sufletului și are implicații
implicații asupra, inclusiv asupra relațiilor, și e foarte interesant, nu plăcut, dar interesant ce a spus vis-a-vis de această izolare în care oamenii se dau la o parte atunci când cineva trece prin suferință sau rămân pentru o vreme foarte scurtă cu el, doar în momentul acela. Cum mult m-a ajutat pe mine acea izolare acum în perioada pandemiei? În perioada pandemiei, eu lucrând, având un cabinet unde eu activez, este în cadrul unei policlinici, am avut tot timpul de lucru, doar 2 săptămâni am stat acasă. Și în acele 2 săptămâni, știți ce am făcut în fiecare zi, am avut listă și am sunat oameni singuri. Și le zâmbeam și vorbeam frumos, și, pentru că ei erau foarte pierduți, cum să stai în casă izolat. Eu, acea perioadă a mea de suferință, am încercat să o transform într-o bucurie pentru cineva. Să ai empatie. Am zis, bun, voi sunteți izolați, suntem acum izolați o perioadă scurtă. Eu am fost o perioadă de câțiva ani. Și Apostolul Pavel spunea bisericii din Corint, cu mângâierea cu care ați fost mângâiați și voi, și voi la rândul vostru. Foarte frumos aceste cuvinte. Ce resursă extraordinară devine această experiență neplăcută și poate pe care vrem să o ocolim. Cu siguranță toți ne-am dorit să, dacă am putea, să trecem pe altă cale, nu pe calea suferinței. Totuși, fiind acolo, această izolare, această suferință poate la rândul nostru să fie o slujire. Și foarte frumos cum ați spus legat de aspectul acesta, cum putem să ajutăm pe alții. Știu că soția mea a fost în suferință fizică și în perioada de pandemie și aș făcea liste cu persoane care ar avea nevoie în perioada asta de izolare să fie sunate. Și în fiecare zi bifa, fiind acasă, bifa pe cine a sunat și a spus nu l-am găsit, n-am reușit să vorbesc cu persoana respectivă, cu doamna respectivă, cu sora respectivă. Unii erau din biserică, alții nu erau dintr-o biserică evanghelică. Și spunea, mâine trebuie să sun. Și tot așa reporta de pe o zi pe alta contactele cu care persoanele cu care n-a reușit să intre în contact. Ce v-a ajutat să treceți prin aceste încercări? Deja cred că ați răspuns la această întrebare, dar deja ați răspuns la această întrebare, dar totuși aș vrea să articulăm să mai mult să extindem puțin această temă. Deși părăsită de oameni, încrederea neclintită în Dumnezeu și promisiunile Lui pe mine m-au ajutat să trec prin această perioadă. Deși unele uși au fost închise, altele mi-au fost deschise. Și în acea perioadă am realizat că Dumnezeu mi este îndeajuns. Atunci când Dumnezeu lasă încercări grele și dificile în viața noastră, adevărata frământare nu este cum reușești să rezolvi acea situație, ci cât de mult inima ta este ancorată în Dumnezeu, cât de dependent ești de El în fiecare clipă a vieții tale, indiferent dacă e soare sau furtună. Și revin din nou la un text din Biblie, la Romani 8:28, care spune, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc spre Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. În acest fel, biruința este asigurată în încercare. În viața mea, acest lucru a fost o certitudine. Și dacă tu ești acum prin încercare și asculti aceste cuvinte a vieții mele, nu te uita doar acum că este nor în viața ta. Așteaptă că Dumnezeu va aduce înapoi soarele pe cer. Și este foarte important că în această perioadă tu să nu îți pierzi credința și încrederea în Dumnezeu.
Foarte frumos a spus păstrarea acestei credințe în Dumnezeu, dar ați menționat aici indirect ideea aceasta a cuvântului care este important pentru a fi citit ca și o primă resursă spirituală pentru noi. Ați menționat faptul că ați mers la cuvânt, ați citit din cuvânt. Deci este un prim adevăr despre care ați vorbit, ceea ce v-a ajutat Dumnezeu, și Dumnezeu care a vorbit în cuvânt a fost un ajutor. Nu știu că ați mai vrut să adăugați ceva, că mi s-a părut că era o pauză așa. Nu, dacă trecem la următoarea problema noastră despre care vrem să discutăm, o să detailez și o să vedeți ce face cuvântul. Mai departe mă țin legată de cuvânt și de Dumnezeu. De cuvânt, deci încrederea în Dumnezeu a fost acolo și cuvântul a fost foarte important. Cu siguranță suferința nu ne lasă la fel. Că tocmai de aceea este școala aceasta suferinței, și potrivit cu ceea ce spune și Apostolul Petru, credința noastră este curățată și metafora aceasta aurului care este trecut prin foc ca să elimine impuritățile care sunt în inițial acolo, să fie îndepărtate, suferința ne schimbă și aș vrea să vă întreb cum v-a schimbat suferința, în măsura în care ne puteți spune așa public pe un post despre cum v-a schimbat pe dumneavoastră suferința. Suferința mi-a făcut o resetare completă. Încă până în momentul încercărilor făceam planuri ce voi face în următorul an. În fiecare sfârșit de an obișnuiesc ultima săptămână din an să-mi fac o analiză foarte atentă ce am făcut în acel an din toate punctele de vedere. Și spiritual, și material, ce am schimbat la mine. Dacă aveam și îmi pusesem un an înainte unele planuri în care îmi doream să schimb unele atitudini sau ceva la mine, la sfârșitul anului era acea revizuire să văd ce am făcut din ceea ce am pus în plan înainte cu un an. Ei, de la această suferință am învățat această lecție, că doar ziua de astăzi contează. Îmi încep în fiecare dimineață de vorbă cu Dumnezeu și citind Scriptura. La mine trebuie să fie ceva, urgență foarte mare, adică o altă persoană să aibă nevoie foarte mare de mine, ca eu să nu încep cu cititul Bibliei în fiecare dimineață. Asta îmi dă o putere extraordinară ca să pot să trec pe ziua de astăzi. Nu mai fac planuri de viitor. Eu în fiecare dimineață îi cer lui Dumnezeu putere pentru ziua de astăzi. Eu de ziua de mâine nu mă mai îngrijorez. Știu că este în mâna lui și o las acolo. El va avea grijă, el însuși se va îngriji de ziua de mâine. Eu îi cer putere pentru astăzi. În suferință petreci mult mai mult timp în rugăciune, în cuvânt, în aprofundarea valorilor creștine, deci mult mai mult timp cu Dumnezeu. Suferința îți încearcă răbdarea, dar este și calea cea mai directă prin care Dumnezeu ajunge direct la inimile noastre. Când îl cauți pe Dumnezeu în suferință, cu cât mai mare este suferința ta, cu atât mai mult Dumnezeu vine în ajutorul tău și îți ușurează suferința. Doar în suferință învățăm despre neputințele noastre și în felul acesta cum putem să-i cerem ajutor lui Dumnezeu. Învățăm în suferință mila, empatia și din momentul în care noi trecem prin suferință, nu vom mai trece nepăsători pe lângă cei care sunt în suferință. Foarte frumos! Am învățat multe lecții. În această perioadă de la suferință.
Lecții importante care rămân și au rămas în inima dumneavoastră. Am înțeles, suferința v-a apropiat de Dumnezeu și acest lucru a însemnat că aș citi mai mult Scriptura. Asta am înțeles printre rânduri din ce a spus. V-ați rugat mai mult, ca și cum vă rugați înainte. Ați apreciat mai mult timpul și v-ați îngrijorat mult mai puțin. Ați apreciat mult mai mult ce aveți decât să fiți frustrată cu ce ați dori să aveți sau cu ce nu aveți, ci ați trăit clipa nu într-o viziune așa cum cei dintr-o perspectivă, cum am spune noi, lumească, despărțită de Dumnezeu, o au, și anume trăiește-ți clipa, asta este clipa, ci din contră trăiește-ți clipa cu Dumnezeu în bucuria pe care ți-o dă El, faptul că îți mai lasă câteva momente la viața ta. Nu știu dacă mai era ceva aici de adăugat legat de... Dumnezeu ne spune că... Îmi cer scuze că vă întrerup. Dumnezeu ne spune că El ne este de ajuns și n-ar trebui. De ce te îngrijorezi? Nu? Avem cântări, avem poezii despre această îngrijorare. Și în clipa când ai acel curaj să te lași de plin în mâna lui Dumnezeu și să lași pe El să lucreze, nu tot timpul noi ca și oameni, cum suntem tentați noi să intervenim, noi vrem să rezolvăm. Înțelepciunea vine atunci când îl lași pe Dumnezeu să-și facă El lucrarea în viața ta, indiferent că este viața de familie, în acțiunile tale. Știți câte întrebări, de ce Dumnezeu nu răspunde la întrebările noastre sau de ce nu ne răspunde la multe dintre rugăciuni? Pentru că El vede total diferit față de noi și știe cu mult mai bine că de foarte multe ori ceea ce cereți și nu știți ce cereți, da? Este tot în cuvânt, tot în Biblie este acest lucru. Da. Și în suferință am învățat și acest lucru. Și nu mai spun, Doamne, dăm, ci spun, Doamne, dăm ce știi Tu că am nevoie. Foarte frumos. Aș spune că nu știu dacă greșesc, dar ca una care a trecut prin suferință, asta nu exclude planificarea, ci nu anihilează totuși dorințele pentru ce vreau să fac mâine. Normal, pentru că plan de afaceri, în multe planuri, poți să faci. Da, dar nu este scopul principal și nu ne proiectează sentimental și ne duce în viitor, ci ne ține în odihna prezentului trăirii cu Dumnezeu, lăsând ca viitorul acesta să fie condus de însuși Dumnezeu, să ne ducă spre acel viitor în care El l-a pus înaintea noastră, care este probabil cel pe care noi ni-l dorim, îl visăm sau El are un alt plan pentru noi în viața noastră. Și aș fi vrut să vă întreb dacă în perioada aceasta prin care ați trecut prin suferință au fost femei care v-au fost model în comportarea în suferință, model de credință. Dacă ați avut anumite persoane care în acele momente de suferință prin care ați trecut v-ați adus aminte de modelul lor? Da, și să știți că atunci când ești în suferință încerci să cauți oameni care au trecut prin încercări asemănătoare cu ale tale. Cu acei oameni simți că poți să te deschizi și poți să vorbești despre acest lucru.
Și în acea perioadă în care mi s-au întâmplat mie nenorocirile, a fost un pastor din Lipova, județul Arad, care a murit în accident, el și doi dintre băieții lui, cam în aceeași perioadă cu soțul și cu copilul meu când i-am pierdut. Și atunci și cu soția lui mă uitam foarte mult și a avut foarte multă mărturie, este și pe YouTube. Și am încercat să interacționez cu persoane care au trecut ca și mine prin aceste încercări și cu persoane care nu s-au lăsat doborâte de încercare, ci au, la fel, au încercat să-și păstreze credința, să aibă acea încredere neclintită în Dumnezeu, că El poate să rezolve încercarea. Și atunci a fost prima mea interacțiune cu un post de radio creștin din Arad, unde am fost invitată să vorbesc despre ochi, nici de cum o temă biblică, ci doar despre ochi. Și n-am știut, pentru că erau prieteni foarte buni de-ai mei, sora noastră care are această emisiune, m-a provocat ca înainte de emisiune eu m-am dus doar pregătită pe plan profesional să vorbesc despre ochi. Și m-a rugat frumos ca în 10 minute să povestesc puțin despre viața mea la acel post de radio. Și acele 10 minute de poveste au adus o audiență extraordinar de mare, a fost foarte mediatizat după aceea și am primit foarte multe întrebări și de acolo am primit foarte multe vizite la cabinet. Pentru că multe femei, trecând prin încercări mult mai ușoare și văzând că nu le pot face față, veneau să mă vadă, să vorbesc cu ele, să mă întrebe eu cum pot totuși să vorbesc în continuare și cum de mai pot să încurajez oameni când încercarea mea este cu mult mai mare decât a lor. Și mă bucur că am reușit să scutur așa puțin unele persoane, că practic este de multe ori un moft al nostru. Deci ni se par multe lucruri foarte simple, un capăt de țară, un capăt de linie și de fapt nu este așa. Abia atunci când Dumnezeu te trece prin foc și când te ia la daltă și nici focul nu este ușor, depinde ce vrea Dumnezeu să te facă, aur sau diamant. Pentru că dacă te vrea aur, te trece prin foc. Dacă te vrea diamant, va veni cu dalta la tine. Și focul te arde și dalta te rânește și te rovește. Dar ceea ce este produsul finit la final, o bucată de aur sau un diamant, este atât de prețios în ochii lui Dumnezeu. Ați menționat despre cum vă folosește Dumnezeu ca urmare a acestei suferințe și mie mi se pare o legătură foarte interesantă, nu știu dacă v-a mai spus cineva, o legătură foarte interesantă între ochi și vindecarea prin suferință, după suferință. Noi avem nevoie să vedem și ați menționat că ați fost la o emisiune în care ați fi vorbit despre sănătate, despre ochi, despre și de fapt ochii unora s-au deschis, de-abia atunci s-au deschis să vadă soluțiile lui Dumnezeu și această asociere între cele două lucruri pe care permit să o fac este foarte, extrem de importantă pentru că noi avem nevoie să vedem în suferință pe Dumnezeu și aș vrea să vă întreb, cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu prin această suferință? Pentru că mă gândesc la Iov și când mă gândesc la Iov în capitolul 40, Iov îl redescopere pe Dumnezeu și văd că suferința de fapt e un curs de teologie sistematică în care noi învățăm doctrina despre Dumnezeu. Și cum l-ați perceput pe Dumnezeu în tot acest drum al suferinței? Știți ce diferit a fost? Am fost atât de protejată de toată partea bărbătească din familia mea, de bunicii mei, de amândoi de parte bărbătească, de tatăl meu, de fratele meu. Eu am un frate cu 10 ani mai mare decât mine. M-am căsătorit la 18 ani și din acel moment soțul meu a fost cel mai bun prieten, confident, soț.
Băiatul meu, când a crescut, a fost foarte, foarte atașat. Deci toată partea bărbătească din familie m-a sprijinit enorm de mult. Și în acele momente nu m-am gândit atât de mult la cât de mult ne-a iubit Dumnezeu și cât de mult ne-a ajutat Dumnezeu. În clipa când toți au pierit și eu am rămas doar cu Dumnezeu, abia de acolo, din acel moment, am putut să experimentez ce poate să facă Dumnezeu în viața ta, asta dacă tu lași. Pentru că unul dintre atributele lui Dumnezeu este acela că te lasă, tu ești liberul arbitru. Îți dă foarte multe resurse, îți spune cam ce dorește, dacă tu stai atent să-l asculți. Dar nu decide, Dumnezeu nu decide niciodată în locul tău. Te lasă pe tine să decizi. Așadar, în cele mai grele momente, prin suferință, dacă financiar a început să-mi fie foarte greu, după pierderea soțului și a băiatului, noi având mai multe afaceri, o casă mare, teren foarte mare, taxe, impozite foarte mari, vă dați seama că teama mea a fost imensă și pur și simplu mă gândeam că poate va veni un moment în care voi putea pierde tot ceea ce am, că nu voi putea plăti ceea ce am. Deci eram înainte doi care aduceam venituri, da? În suferință am văzut câte uși mi-a deschis Dumnezeu în acele momente și inclusiv o rată de o sumă destul de mare la bancă, care mi se părea imposibil că o voi putea plăti, în ultima zi Dumnezeu găsea calea prin care eu primeam acei bani, îi făceam, îmi primea clienți suficient în cabinet, inclusiv mi-am mai luat încă un loc de muncă. În acea perioadă, chiar dacă aveam cabinetele mele medicale, am mai lucrat o perioadă la Consiliul Județean în Arad. Și tot acel ajutor a fost acei bani împreună cu munca mea. Lucram de la 8 dimineața până la 8 seara într-o perioadă lungă de timp. A fost perioada în care n-am avut timp să mă plâng, n-am avut timp să mă gândesc, știam că trebuie să fac plățile. A fost una dintre cele mai benefice perioade. Terminam seara cu Dumnezeu, începeam dimineața cu Dumnezeu și unul dintre cele mai frumoase lucruri care le-am învățat în acea perioadă. În perioada în care mă trezeam noaptea și nu puteam să dorm, nu m-am îngrijorat. În acele perioade de noapte, am început să stau de vorbă cu tata. Am început să-l denumesc tata, să vorbesc foarte personal cu el, să-i spun cum înainte îi spuneam soțului meu, care sunt necazurile, frământările mele, începeam să-i spun lui și ăsta este unul din lucrurile care învăț și actualmente pe oameni. Dragii mei, dacă noaptea Dumnezeu te trezește, nu încerca să numeri oile, cum facem noi românii ca să le adun. Ia citește puțin din cuvânt și ia stai de vorbă cu Dumnezeu. Poate că Dumnezeu în acea perioadă de noapte este liniște, toți ai casei dorm, ia stai de vorbă tu cu tine puțin și apoi cu Dumnezeu. Foarte frumos spus, mai avem doar câteva minute din această emisiune și vă aduc aminte celor care ne urmăriți că discutăm cu doamna Ronela Faur și a fost o discuție extrem de interesantă. Ce ați transmite femeilor care trec prin suferință? Poate chiar femeilor care trec în aceste zile prin suferință și vedem așa de multe femei care trăiesc drama pierderii, poate nu prin moartea soțului, dar soțul rămâne în țara lui să lupte. Nu știu dacă îl va mai vedea. Sunt femei care se întorc în civil, iau calea exilului, să spun așa, vin în România sau în alte țări. Poate sunt și alte femei în România și în alte locuri. Ce ați transmite femeilor care trec prin suferință? Chiar dacă sună ciudat, eu acum trecând prin suferință pot să spun, ai încredere în Dumnezeu și ai încredere că tot ceea ce face El este spre binele tău. Chiar dacă tu în acel moment nu-L vezi, este spre binele tău. Ai încredere în planul Lui pentru viața ta. Încrede-te cu toată ființa în Dumnezeu, stai aproape de El și nu uita, dacă acum te simți jos în vale,
Un lucru extraordinar pe care eu l-am învățat în vale, să știți că doar în vale este iarbă grasă și acolo poți să te hrănești, ca apoi să poți să începi să urci înapoi pe munte. Nu vei putea urca pe munte flămând și însetat. Și doar în vale, în încercare, faci acest lucru. Acolo te încarci spiritual. Și de acolo încolo Dumnezeu, știți cum mă simt câteodată, ca și acel vultur. Mă simt că mă reînnoiește, mă întinerește exact ca pe vultur. Îmi dă puteri să pot zbura din nou pe înălțimi după ce am trecut prin vale. Crede că încercarea prin care treci poate să fie dovada că Dumnezeu s-a lăudat cu neprihănirea ta, ca și cu neprihănirea lui Iov. Fii tare, îmbărbătează-te, nu te îngrozi, fiindcă Domnul este cu tine în tot ce vei face. Privește la cei care trec prin încercări mai mari decât tine în acele momente și crede cu tărie că încercarea nu va ține veșnic. Și voi încheia cu versurile unei cântări care în toată această perioadă grea mie mi-a adus foarte multă mângâiere. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Astea sunt încurajările pe care eu le dau femeilor care trec prin încercări. Nu disperați, ci doar ancorați-vă în cea mai puternică ancoră, care este Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte, pentru toată această emisiune, acest dialog pe care am putut să-l purtăm. Sunt niște sfaturi pe care le-ați dat din suflet, sfaturi care le-ați dat din propria dumneavoastră experiență și cum ați înțeles pe Dumnezeu și cuvântul Lui în contextul unor provocări reale de viață. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și o primăvară minunată, dragi femei, alături de Domnul. Vă spun și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, la revedere, toate cele bune. Doamnelor, domnișoarelor, este speranță. Chiar dacă trecem prin suferință, există biruință. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este de partea celor care se încred în El. Atâta timp cât voi veți încrede în El, veți fi biruitoare. Vă dorem biruința aceasta să fie în fiecare situație prin care treceți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să fie biruința noastră tuturor. O seară bună și la revedere!